Sibienii dornici de a face mișcare sunt așteptați sâmbătă la maratonul de noapte. Organizatorii spun că este primul eveniment de acest gen din România și se va desfășura pe o distanță de 42 de kilometri. Participanții vor alerga începând cu ora 19 pe traseul strada Nicolae Bălcescu, bulevardul Vasile Milia, strada Rahovei, calea Dumbrăvii, strada Ludoș, calea Poplăcii, bulevardul Victoriei, strada Andrei Șaguna, șoseaua Alba Iulia, strada Malului, strada Bâlia, strada calea Dumbrăvii, strada Nicolae Bălcescu. Circulația pe aceste străzi va fi oprită pentru scurt timp, doar pentru a permite trecerea plutonului.